Primele alegeri libere au împărțit România între adepții celor care mâncaseră salam cu soia și susținătorii celor care își puneau speranța în partidele istorice, renăscute după căderea ceaușismului. Felul în care a reflectat protestele care au precedat scrutinul, prima venire a minerilor și mai ales fenomenul Piața Universității a pus la încercare credibilitatea televiziunii române. Au apărut voci care au cerut înființarea unui post de televiziune independent. Pe 20 mai, românii și-au ales președintele după ce au văzut la televizor, în premieră, confruntarea celor trei candidați, Radu Câmpeanu, Ion Iliescu și Ion Rațiu. După alegeri, nu va avea nimeni niciun fel de concediu. Sper, în primul rând, într-o maturizare a vieții politice, deci inclusiv a formațiunilor politice. Mă adresez întregului electorat, întregului popor căruia îi aparțin, că votul este secret. Fiecare să se ghideze numai și numai de conștiința lui. În 1990 a fost pentru prima și singura dată când românii și-au ales președintele din primul tur. În 1992 datele se schimbau. Ion Iliescu și Emil Constantinescu ajungeau în turul 2 și încheiau tot la TVR campania electorală. Bine, domnule. Indiferent de rezultat. Indiferent, în 1996, la televiziunea română a fost punctul culminant al unei încleștări electorale istorice. Telespectatorii intrau și ei în culisele dezbaterii. Gata, vă rog, liniște! Din cui pasam, în ceasta tot. 3 noiembrie 1996, ziua în care au fost chemați la urne peste 17 milioane de români. Cei doi finaliști, Ion Iliescu și Emil Constantinescu, se înfruntau în studiourile televiziunii române, dar de fapt în fața întregii țări, iar la poarta instituției se duelau susținătorii, păziți de forțele de ordine. Aveți emoții? Ba, eu sunt un om care îmi stăpânesc emoții atât de. Am emoții pentru că mă voi întâlni după 4 ani, prima dată, cu atât de mulți cetățeni ai României dintr-o dată. Pentru că numai televiziunea română poate să strângă dintr-o dată atâtea milioane de oameni. În 2000, finalul campaniei a fost tot la TVR. Ion Iliescu și Corneliu Vadim Tudor au fost finaliști. 2004 a fost ultimul an în care televiziunea română a găzduit confruntările candidaților la președinție din ambele tururi. Spectacolul electoral a folosit toate resursele TVR. Istoria televiziunii sau televiziunea istoriei, poate că ceea ce urmăriți în această seară va deveni la rândul său istorie. Confruntările prezidențiabililor în exclusivitate la TVR au devenit într-adevăr istorie. Televiziunea română a continuat ca misiune publică să prezinte de fiecare dată pe larg toate momentele în care românii au fost chemați la urne.